Pasiunea și orizontul de cunoaștere a fost motivația pentru mulți inventatori de a pune în practică operele lor. Tenacitatea și orele de muncă au dus de cele mai multe ori la inventarea unor noi tehnologii în diverse domenii. Cine am face noi fără un Traian Voia, primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul? Cine am face fără Angel Savini, care a proiectat podul peste Dunăre? Sau cine am face fără Petrache Poenar, inventatorul stiloului și mulți alții? Datorită invențiilor lor, astăzi ne putem bucura de avantajele lor. Bine v-am găsit, dragi prieteni! În această frumoasă zi, mă aflu la atelierul unde Dorin Rață construiește și recondiționează motociclete. Te rog pentru început, pentru cei care ne privesc, să le spui cine ești. Bună, numele meu este Dorin Raț, din Câmpia Turzii. Construiesc motociclete custom. De unde spune a început această pasiune pentru mecanică? Pasiunea a început de la tatăl meu, care avea un atelier și eu am crescut practic la el în atelier. Tatăl i-a și vorbim cu el, mi-am dezvoltat această pasiune. În materie de construcții, cu ce ai început? Am început cu mobra lăsată de tatăl meu, pe care m-am jucat în copil, când doar 8-9 ani. Mă distam și cum puteam ca copii. Care a fost prima ta realizare de care a fost mândru? Cred că locul primit la campionatul mondial. Care este diferența între constructori de serie și ceea ce faci tu? Păi, în primul și în primul rând, eu construiesc doar motocicle de unitate. Deci motocicle de unitate. Da. Pe ce tipuri de motocicle te lucrezi și îți place să lucrezi? Prefer să lucrez doar pe Harley, încă mi-am dezvoltat mai mult tot atelierul în direcția asta, să lucrez doar pe Harley. Tocmai mi-ai spus că ai fost în Germania. La ce competiție ai fost? Am participat la campionatul mondial de 2 ori, unde am câștigat locul 6 și locul 9. Am participat în Ungaria la niște competiții, în Elveția, în Olanda. În ce costau aceste competiții? Fiind competiții de profil, adică sunt competiții de frumusețe, de ingeniozitate, de cum e executată lucrarea. Ce impresie ți-au lăsat aceste competiții și din ce țări au fost participanții? Concurența a fost în toată lumea. Ce impresie ne-au lăsat? În primul rând că trebuie să ridic nivelul. Că trebuie să creștem, să ne dezvoltăm, să devenim mai buni, mai mari. Din ce mi-aduc aminte, știi că ai primit ceva distincție din partea municipalității, ne poți spune? Da. Și pe această cale vreau să mulțumesc domnului primar Dorin Roșican, care mi-a oferit cheia orașului și făcându-mă cetățean de mare. La ceea ce ai făcut și ai construit, cine te sprijină de punct de vedere financiar, că vă gândesc că e nevoie de resurse? Financiar, familia, prietenii, cunoscuții. Cu siguranță că ai și planuri de viitor, ne pot spune? Care sunt acestea? Da. Din cauza corona foarte multe concursuri s-au asistat, nu s-au mai ținut concursuri de când a fost corona. Acum așteptăm cu nerăbdare să revin viața la normal și să mergem din nou la concursuri. Pentru ceea ce ai realizat până acum, cui dorești să-i mulțumești? Familiei și prietenilor. Îți mulțumesc, Dorine, pentru